față de versiunea de serie a modelului Renault Megane, modelul echipat cu motorul TCE prezintă niște elemente aerodinamice suplimentare, spoiler față, praguri, semi-spoilere spate, în plus un autocolant care imprimă un aspect mai sportiv, jante din aliaj pe 16 inci, pneuri 205x55R16, jantele sunt negre, arată bine. Din păcate, ploaia care ne-a prins a făcut mașina să arate așa cum se vede, mai puțin curată. Arată bine, din punctul meu de vedere, elementele aerodinamice suplimentare puteau lipsi, mașina arătând la fel de bine. Avem ca echipare inclusiv faruri cu xenon cu reglare automată. Farurile virează stânga-dreapta după cum este orientat volanul și botul mașinii. Opțiune de mare efect atunci când conduci noaptea. Proiectoare de ceață. Evident, având faruri cu xenon, legea obligă producătorii de automobile să doteze automobilul inclusiv cu spălător automat de faruri. După cum se știe, existența unui sistem de iluminare cu xenon are o particularitate. În momentul în care farurile sunt murdare, dispersia luminii deranjează pe ceilalți participanți la trafic, de aceea legiuitorul a introdus obligativitatea existenței unui spălător automat pentru farurile cu xenon. Acum să vedem cum se deschide capota. Avem disponibil o clapetă aici, care prin presare ne permite ridicarea. Suntem asistați de un telescop care face toată treaba singur. Aici avem motorul. Perfect amplasat, după cum se vede, nu prea mai ai loc să faci diferite manevre în compartimentul motor. Totul este strict la locul lui și umple perfect locul. O mențiune pe care vreau să o fac, motorul merge destul de cald, o caracteristică a motoarelor pe benzină supraalimentate, în sensul că imediat ce-l pornești și la oprire se sesizează faptul că totul este fierbinte, chiar și în compartimentul motor și pe dedesubtul mașinii se vede faptul că motorul este foarte încălzit, foarte încins. Sigur, el este perfect controlat de dispozitivele de răcire, însă față de un motor simplu aspirat se remarcă imediat faptul că temperatura lui de lucru este puțin mai mare decât a unui anormal. O caracteristică a automobilelor Renault este silențiozitatea, care și în cazul acestui motor se menține. Ca dovadă avem aici o mică insonorizare de capotă, mică pentru că nu este nevoie să fie mai mare. Sunetul motorului în interior este imperceptibil. Singurul mod în care poți auzi motorul puțin deranjant, să spunem, este la viteze peste 140 de km pe oră. Însă, până la această viteză, insonorizarea este absolut așa cum trebuie. După cum se observă, automobilul este echipat și cu senzor pentru pornirea automată a ștergătoarelor de parbriz. Iată inscripția care caracterizează acest model TCE.
Mai sus deasupra lunetei vedem un alt element aerodinamic, respectiv un eleron. Este format din două bucăți care sunt lipite deasupra caroseriei standard de Megane. Sincer, pe mine nu mă încântă foarte mult aceste elemente aerodinamice. Nu știu dacă eficacitatea lor este sau nu testată undeva într-un tunel aerodinamic, să ne dăm seama dacă au efect sau sunt pur decorative. Oricum, ele există, mașina arată bine cu ele, rămâne de văzut dacă eficacitatea e cea cerută sau se rezumă doar la factorul estetic. Portbagajul are o capacitate foarte bună. Este echipat și cu o plasă pentru ancorarea bagajelor, cum este cazul acestei sticle. Este ținută de plasă și nu ne deranjează în timp ce ne deplasăm. Este la nivelul clasei sale. Aici sus avem o ramă foarte elegantă de unde putem apuca pentru a închide fie din stânga, fie din dreapta, după cum este mai comod. Pentru deschidere folosim aici totul este ok. Ergonomia interioară este de cel mai înalt nivel. Toate comenzile sunt amplasate acolo unde ar trebui să fie. Are puține butoane, ceea ce este un plus. Tendința multor automobile concurente fiind să exceleze în materie de comenzi și butoane. Nu, aici totul este așa cum trebuie. Butoanele sunt strict un necesar. Avem climatizare automată cu reglare pe două zone. Un sistem audio celebru la Renault, versiune de vârf, se aude excepțional, în momentul de față e oprit ca să ne auzim noi în detrimentul lui. Bineînțeles, pornire cu card, buton start-stop, ceea ce acum e standard pe toate automobilele Renault în anumite variante de echipare. Materiale foarte bune la bord. Foarte puține plasticuri de calitate îndoielnică.